Salut, prieteni! Sunt Marius. Am astăzi pentru voi un film în care vreau să vă prezint Terms Pro, ocazie cu care vreau să folosesc cele două obiective prezentate de curând, și anume Canon 35mm 2, deschidere diafragmă 2, și Canon 16-35 2.8 din serie R. În acest moment filmez la 1/50 din secundă, dintr-o secundă, deschiderea 2.8, și am obiectivul cu distanță focală fixă Canon 35mm. Am activat autofocus și stabilizatorul este pornit. În acest moment, eventualul zgomot care se aude este zgomotul pe care îl face obiectivul încercând să facă clarul. Este zgomotul intern al obiectivului. Bun. În cutie vin livrate un suport pentru un telefon mobil, pentru un celular, și evident Terms Pro. Terms Pro are o cutie care ne prezintă și instrucțiunile de utilizare ale lui. Haideți să, pentru a face un pic de, să oprim stabilizarea de pe obiectiv. În acest moment, fiind pe trepied, singurele zgomote care ar trebui să se mai audă ar trebui să fie cele legate de autofocusare. În principiu, aceste zgomote pot fi eliminate, însă cu ajutorul unui microfon extern. Terms Pro necesită 4 baterii de tip R6 sau AA, iar eu vă sfătuiesc să utilizați niște acumulatori care se numesc N-Loop Pro. Sunt niște acumulatori foarte, foarte ok din punctul meu de vedere, având o anduranță mai mult decât ok. Eu îi folosesc de ceva timp la Blitz și vreau să vă spun că funcționează fără probleme. Okay. În acest moment am introdus bateriile. Ca și exemplu de utilizare, o să montez în partea de sus acest suport pentru telefon, pentru iPhone sau pentru, nu știu, Galaxy. Și din dorința de a face comparația și cu celălalt obiectiv prezentat mai devreme, și anume Canon 16-35, o să schimb în acest moment obiectivul și o să continuăm filmarea cu aceleași setări, și anume 1/50 într-o secundă și 2.8 diafragmă. Ok, continuăm cu obiectivul Canon 16-35 cu deschidere 2.8 din serie L, cu aceleași setări în ceea ce privește ISO, și anume 800. Acest obiectiv nu are stabilizare de imagine și, practic, singura opțiune de care beneficiezi este aceea de autofocus. Ok, Terms Pro are 3 butoane în partea din față, butonul de pornit oprit, plus și butonul de Enter. Pentru pornire trebuie să ținem apăsat un pic mai mult butonul de pornire, și avem posibilitatea să facem rotații. Și încerc să fac în așa fel încât să vedeți mai bine. Am oprit lumina, deci practic o apăsare din nou pe butonul din mijloc duce la oprirea iluminării ecranului lui. Avem posibilitatea să optăm între rotații sau grade. O să alegem să optăm pentru grade. Odată apăsând pe Enter,
Sunt întrebat cu referire la tipul de mișcare și avem posibilitatea unei singure mișcări, o mișcare du-te vină înapoi și o să alegem o singură mișcare. Confirmăm. Avem de ales în sensul acelor de ceasornic și contra acelor, în sens opus acelor de ceasornic. După care trebuie să introducem gradele. Aici la grade putem alege de la 15 până la 360 de grade. O să aleg să facem, nu știu, 45 de grade și pot să aleg timpul în care se face această mișcare. O să aleg pentru a scuti timpul necesar aici 10 secunde. O să pun telefonul. În principiu, voi puteți alege între a filma clasic, ca să zic așa, scuze pentru mișcarea obiectivului. De fapt, o să fac altceva, pentru că acest obiectiv îmi permite zoom. O să reduc distanța focală la 20 și voi o să vedeți mai ușor ce se întâmplă. Ok, în acest moment am, nu știu, o să aleg să fac înregistrare. Să-i opresc lumina dacă pot. Off. Și timp de 10 secunde el va efectua această mișcare de nu știu, de panoramă. O să pornesc înregistrarea și apăs Enter. El va face o rotație de 45 de grade în care va, mă rog, pe parcursul căruia va înregistra panorama. Evident că puteți să alegeți și timelapse. Nu știu în ce măsură slow motion va fi de sub folos și video pentru a avea o panoramă. De asemenea, există posibilitatea să utilizați pentru panoramă acesta, numai că în cazul iPhone-ului necesită să fie montat, vertical. Bun. În încheiere o să vedeți niște filmări făcute de mine cu acest Arms Pro în Bulgaria, la Balcic, și sper ca aceste filmări să fie suficient de clare pentru a vă ajuta să luați o decizie. Produsul a costat 99 de euro și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui singur lucru. Dacă veți ajunge să comandați, să vă asigurați că batch number nu este 1. Am înțeles că din acel prim lot făcut, o parte dintre aparatele care aparțin acelui lot au oarecare tremur. Tremur care a fost rezolvat cu ocazia versiunilor următoare, ulterioare. Ok, prieteni, aceasta a fost. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao!